Centralizările de la cele 426 de secții de vot din județul Buzău arată că, în prima zi de referendum, aproape 23.000 de persoane s-au prezentat la urne, ceea ce a însemnat un procent de 5,89%. Pentru binele nostru am venit. Ce vreți să vă spun? Pe cine am votat? Nu. Nu? Ce credeți că o să schimbe referendumul ăsta? Eu știu. Nu prea văd ce să se schimbe în țara asta, că n-are cine să se schimbe. De trei ori mai mulți votanți au fost duminică. Bună ziua, vă reținem și noi un minut. Ce v-a determinat să ieșiți astăzi la vot? Păi faptul că se vorbește tot timpul despre, nu știu, cuplurile astea care mie nu mi se par corecte. Și pentru motivul ăsta am decis să vin. De ce credeți că nu prea au ieșit buzoienii la vot? Că avem o prezență destul de slabă. Nu știu de ce. Nu știu, n-am idee. Orică e prea de dimineață, ieri ori fi fost plecați, nu știu să vă zic. Nu știu de ce. Dar probabil până de seară ori veni. Dintr-o datorie de cetățean român. Religie ortodoxă și de obligațiile naturale, sau cum să spun. Cu toate acestea, ieri după lăsarea serii, abia dacă mai găseai vreun votant prin secții. În cele două zile, diferența este destul de mare. În prima zi, prezența a fost destul de slabă. Astăzi, din fericire, au venit, cred, încă o dată, față de ziua precedentă, ca un procentaj în comparație cu numărul alegătorilor pe care avem lista electorală. Cred că ar trebui să mă abțin. Procentul la nivel de județ s-a situat peste media națională. Da, un referendum destul de liniștit, dar este și explicabil în raport de rata de participare la vot. Noi am avut o prezență 23,0 final, mai mulți au venit duminică. Suntem peste media pe țară, da, mai mulți au venit duminică, sâmbătă s-a mai și lucrat, este explicabil. Într-un top al prezenței la urne, municipiul Buzău ocupă locul 75 pe județ cu un procent de 18,50%. Cea mai mare participare a fost înregistrată la Chiliile, de peste 62%, în timp ce comuna Padina a bifat cea mai slabă prezență, 13,73%.